Vineri seară, Ronald Gavril a ieșit învingător în ringul din capitală și a câștigat centura WBF World în fața lui Juan Meteoro Boada, după un KO reușit în runda a cincea, la finalul ultimei runde, atunci când Ronald Gavril a obținut victoria. Ana Maria Prodan, organizatoarea galei, a mers lângă iubitul ei pentru a-l felicita. De asemenea, sportivului i s-a cântat și imnul României, imediat după ce a ieșit învingător. În același timp, însă, Ronald Gavril a explicat și motivul pentru care a decis să concureze în București. Am decis că e cel mai bine acum să boxez acasă, la București, unde așteaptă toată lumea. Sunt foarte bine pregătit. Am avut un cantonament foarte bun în Las Vegas și nu cred că va fi vreo problemă. Spunea Ronald Gavril, extrem de mândră și fericită că iubitul ei a câștigat. Ana Maria Prodan a făcut o serie de declarații despre victoria partenerului ei de viață. Sunt mândră de noua mea. Îl felicit pe iubitul meu, Ronald, pentru toată munca depusă în acest an. Este a doua centură câștigată anul acesta. Una WBC Latino și una mondială. Nu-i rău, nu? Este prea bun Gavril al meu. Vă mulțumesc pentru susținere și promit să fac în box ce am făcut și în fotbal. Sunt obișnuită să fac performanță în orice. Probabil, sunt unică din nou. Promoția mea, în niciun an de viață, a scos un campion mondial, Ronald Gavril. The Thrill. Despre asta este viața și asta este ce m-au învățat părinții mei să fiu. Doar numărul 1 și s-am alături de mine un numărul 1. A spus Ana Maria Prodan. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.